Neața! Neața, din a doua zi din Daegu. Cătălin și-a pierdut două carduri de metro deja. Da, și l-am pierdut și pe ăla. Și azi continuăm explorarea acestui oraș industrial din Coreea, Daegu. Da. Cum e, Cătălin, în Daegu? Mie mi se pare ok, avem cazarea decentă, e vremea ok, acum vreau să mergem să vedem un Starbucks super șmecher, probabil pentru cel mai frumos Starbucks pe care l-am văzut vreodată, să vedem un parc, un turn, mie mi se pare deci, corean totul pe aici. Astăzi avem experiența Daegu completă. Începe cu cafea. Oh, arată genial, ia uite. E tare, e tare. Să intrăm. Capul, ce-i făcut, mă? M-am băgat așa capul. Mă, și mi l-a prins asta. Pe fișa mea, pe testea că e pentru aici. Lasă că sigur o să fac asta. Las sau... Ia, încerc să-mi pot să-i... Poți să-i dau? De la piedică, nu Păi, dar nu știu unde se intră. Mai întâi du-te și vezi dacă e loc acolo, l-a stat pe jos. Aoleu, îmi dai scări, cătă. Da. Îmi dai scări. Acum dai tu mie scări. Nu, acum e asta, trebuie să ți-o transbordezi ție ca să... Bă, ce răcoare e. Da, aici e frică. Bă, cât de mișto e aici. Ești? Are pick-up. Mamă, cât de... Uite ce vândești aici. Da. Condimente, ce fac condiment. Asta e mișto. Explorarea Daegului continuă. Am ajuns aici la o catedrală, ar fi The First Presbyterian Church of Daegu. Ia uitați. E muzeu? Mamă, și mie nu-mi plac muzeele. Da, mă, și aparent este muzeu, nu este catedrală. Și este liniște aici. Arată aici istoria, ar fi din... anul 1900. Ce sunt astea, frate? Uite. Parking. Vezi că intri cu mașina prin astea. Florenii nu au nicio treabă cu ecologia. Îți dau pungi de plastic gratis la magazine, dar au sticlă de apă fără label, ceea ce sper tare. Deci un plus pentru ecologie.
Deși chiar nu au nicio treabă cu treaba asta. Ia vedeți shrine-ul ăsta. Bine, asta e ce se în Japonia. Și vezi un șpic. Mijloc ambuteajului. Am tradus acest notice board și ar fi zona farmacistului aici. Și este un shrine făcut în 2002. Zona farmacistului? Da, farmacistului. Așa a tradus Google-ul. Zona farmacistului? Da. Păi nu știu ce farmacie, n-am văzut ce farmacie aici. Da. Prosperitatea lui Daegu. Lui Daegu, da. Lui Daegu. Cine credea că aici în Daegu au monorail? L-am văzut așa random, vrem să mergem aici la marketul, cam ar fi cea mai top chestie pe care poți să o vezi în Daegu. Ce la market? Sodae... Seomun. Seomun market. Zi-mă cum era, piața Obor, nu? Bă, să știi că da, n-am mai fost, vezi că n-am mai fost snowboard de mult. Ia uite ce e, sau mă, zici că e în Vietnam. În... Da, dar fără haos, vezi că e mult. Da. Așa, pe rafinat, market. Rafinat și da, liniște. Da. Corean. Da, corean. Uite soju aici pe masă, nu? Sau... Da. Mișto. Uite bucărnațul ăla, frate, mamă. Ai mâncat? Cum să mă, exact ce face lui Mihai, să încerc pe mâncarea dubioasă. Nu azi. Trebuie să le zici, mă, audiența ta știe, nu, că tu nu vrei să mănânci nimic de pe nicăieri, de credea că Mihai Săracu unde, mă? Nu, a, da, în Japonia, Mihai Săracu doar la, cum zice, la Starbucks? Starbucks, mă, KFC, atâta. Două ore să vedem, mai rar. Nu, sushi, nu nimic. Nu, alergie, ce să... Hai mă să mergi pe aici. Da. Faci mai stres pacing. Ora se mișcă asta, vezi? Genunchii tău sau scările? Genunchii tău sau scările, exact. Genunchii flexează. Așa, adică lumea... Cum uite perdele, uite Mihai, dacă vrei să ia acasă, la Brașov, perdele. Băi, e duc lui mama. Îi duci, dacă cadou. Ce ai dus mama din Corea? Perdele, mama. Perdele. Da. Cătăline, ți-a venit vârsta să te măriți. Bă. Își caută, Cătăline. Da, în continuare se probează ce zic, că uite-te și toată lumea care vine. Să nu am o vârstă, nu mai femeie. Da. Da. Uitați-vă și voi, bă, cum sunt doamnele astea care stau pe aici și văd că toată lumea are de la 80 în sus. Bine, ele par mai tinere așa, dar așa aici. Hello, hello. Uitați cât de frumos o să fie rochile astea, frate. Hai stai, mă, că vreau să întreb. How much? Vrei să păpesc cătă? How much? You good, man? Yes. You go? Yes. You go, you go? Aha, yes. Hamburger. How much? Aha. Yeah. 250.000, zice. 200. Nu știu cât de zile, 250.000. O să fie pe ecran, nu amândoi. Uite, îmi și arată ce fusă. Hamburger. Ah, ok, set. Set, okay. Wow. Very nice. Cansa vida. I don't understand Korean. Ah. Okay. Wow, ce tare, scuze. Hai pe aici, că se poate. Ok, haneo, haseo. Deci, 200 de euro, boss. 200 de euro. Da.
Bă, oficial ne-am pierdut. Vreau să caute ceva și nu mai știu pe unde am intrat. Bă, vreau să luăm Bitcoin. Mea, cum e Bitcoin aia vreau. Bă, pe aici nu mai aminte să ai Bitcoin. Dar peste tot arată la fel. Se aude aici. Castane. Și-a găsit Cătălin potolul grețos. Tu nu vrei, nu? Nu, dar nu. Vedem dacă mai trebuie. Nu. Ce zici, mă? Hai că mi-aș vrei și tu, din market un d-asta. Hello! Nu, no, nu, no, nu. No. Tot așa, tipic coreană. Îți spune pungă, frate. Deci spune mâncarea, spune mâncarea în pungă, mă. Ți-a pus în pui, da, să nu mărdărește ăla, nu? One of this? A, bă, ce tare, că facem față, credeam că îmi dă de acolo. Cum e? Bun? Ce este unt? Tate Cala e la casă, văd că deja și-a pus aici pe televizor recorderul. Da, mă, recorder. S-a transpirat tot, mort. Da, e blană. Ce lăsă asta picant? Exact. Unde ne-am mai dus jos? Bă. Ok. Cam să-mi da. Mi-am luat și eu. Da, mă, deci hai să vedem cum este cât o moare aici în continuare. Ia. Ia. E un fel de crăpită. E bun, alo, e dulce. E dulce. Da, deci am murit. Pentru că Mihai aici filmează. Mâncăm. Dar ceva dulce. Da, o clătită. O clătită. M-am băgat la chestia asta mai hardcore. Acum mergem să încercăm să luăm monorail-ul, măcar o stație, să vedem cum se prezintă. Aici, în Daegu. Mă gândeam că e self-mode, gândeam că e self-drive, dar nu e self-drive. E, avem acolo... Și aici?
data și pe azi eu sunt înapoi la cazare, am trecut la muncă și nu uitați, în fiecare zi de la ora 8, videoclipuri din aventura noastră din Coreea plus Japonia după aceea. Pa, pa!